Bun găsit la un nou episod BT Talks, podcastul Băncii Transilvania, la microfon Andy Moisescu. Se vorbește mult despre educație zilele astea. Mă rog, măcar de s-ar și face pe cât se discută. În ce privește pe invitatul meu de astăzi, aș spune că a cam făcut, nu prea s-a jucat. Este specialist în psihologie organizațională și măsurare psihologică și are în spate activitatea academică și experiență practică de invidiat. Este doctor în psihologie și ca și când n-ar fi fost și așa suficient, este autor sau coautor a peste 125 de lucrări publicate internațional și local pe tematici legate de psihologie aplicată, de psihologia consumatorului și a reclamei, precum și de cercetarea de marketing. Este profesor universitar în cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației, Universitatea București, și în același timp un antreprenor cu o experiență de peste 15 ani. sa pentru educație și nivelul ridicat de expertiză dobândită prin implicarea în programe de testare internațională l-au motivat să dezvolte singurul sistem de testare standardizată din România. Brio Bine ai venit la Betetox, Talks, Dragoș Iliescu. Salut și mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc că ai venit. Am nimerit într-o situație mai complexă ca niciodată, ca să zic așa, din punct de vedere educațional. Suntem în uh, cea mai complicată situație. Ca și când ar fi fost suficient, a mai venit și pandemia asta peste, peste educația noastră. Da, la, lasă că s-ar putea să fie bine până la urmă. Zici că ăsta ar putea să fie șutul la în fund care te determină să faci un pas înainte. Ar putea fi, nu e obligatoriu să fie, dar până un altă observăm că e mai mult de încurcă, dar e foarte posibil ca un sistem care din inerție a mers din rău în mai rău și previzibil înspre și mai rău, să aibă nevoie de momentele astea de trezire. Deci e foarte, foarte probabil, posibil, hai să ne zicem chiar probabil, dar posibil cu siguranță e ca ăsta să fie momentul de trezire care ne pune din nou pe panta ascendentă. Înțeleg că totuși de voie de nevoie digitalizarea asta pare să fi prins viteză. Asta ar fi partea bună a pandemiei. Da, sau a... da, acum uh, uh, sunt multe de despre digitalizare în educație, chiar sunt multe de Da? De principiu ce știm este că și înainte de pandemie ușor, ușor prindea rădăcini. Chiar și în România, o țară care în uh, toate trendurile astea există protocronist și România niciodată n-a fost bănuită că ar fi protocronică în, în, educație. Dar dacă te uiți în alte țări care sunt câțiva ani, poate unele mai mulți ani înaintea noastră, ce vedeai chiar și înainte de pandemie e că modelele digitale, nu știu, resurse digitale, modalități de melanj de ăsta digital față în față erau preluate. Da? Deci e clar că digitalul pătrundea în educație. Și asta înseamnă că era cumva previzibil că și în România se va întâmpla la un moment dat asta. Ușor, ușor se întâmpla deja, dar foarte timid, mult mai timid decât în țări din Europa vestică, să zic, da? Ok. Uh, sau uh, Asia extremă, da? Singapore sau altele. Uh, deci oricum se întâmpla. Acum în pandemie, evident că ești obligat să faci asta. De voie de nevoie o faci și o faci uh, uh, forțat de evenimente. Asta înseamnă că de multe ori o faci rău, ca să nu zic prost. Uh, da, dar... Uh, uh, da, se făcea și înainte, da, suntem forțați să o facem acum. Da. Nu știu unde o să ajungem în felul ăsta și depinde foarte mult și cât va dura pandemia. De asta depinde teribil de mult. Da, pentru mă rog. Aici va... sperăm cu toții să dureze cât mai puțin. Sper să dureze cât mai puțin, dar probabil pentru educație e bine să dureze cât mai mult. <laughs> da, da, e cinism poate aici, dar, dar ce zic e că și sigur, asta e o părere personală. Dacă mâine ar dispărea pandemia, multe din efectele pozitive pe care le-a avut asupra educației ar dispărea și ele. Aha. Fiindcă încă nu au avut timp să se rădăcineze. Adică, ce, ce speră la moment. Aștia profesor este să, să revină la ce era înainte. Dar dacă mai durează încă șase luni sau un an, modelele pe care ei acum le experimentează vor fi dat deja roade da. și vor fi mai puțin motivați să revină la ce era înainte sau total la ce era înainte. Te preocupă testarea? E. Parcă o, o pasiune a vieții tale. Da, specializarea mea, sigur, doctoratul meu l-am obținut în urmă cu mulți ani la Universitatea Babes bolyai cu profesorul Horia Pitariu, care era specialist în psihologia muncii și organizațională. Și doctoratul meu e în, e în psihologia muncii și organizațională, dar foarte repede după aia am dus înspre o zonă de testare psihologică, care e înrudită cu această zonă de muncii și organizațională și se folosește des în selecția de personal și uh -huh. assessment, evaluare în general a personalului. Dar testarea psihologică, evident, e mai mult decât. Atât, ci m-am dus foarte radical înspre zona asta de assessment, de evaluare psihologică, testare psihologică și testare educațională, fiindcă ele au la bază aceeași. Da. Nu vreau să te înjura acum când spun, dar e psihometrie, se numește, asta e termenul păi nu, tehnic. Chiar sună da. foarte bine. Ok, psihometrie uh, e știința, e practic o știință aproape de sine stătătoare. Sunt modele matematice care stau la baza măsurării intangibilelor, uh, cum ar fi, nu știu, depresia, nu poți să pui mâna pe ea, uh, capacitatea, da, competența la matematică, nu poți pune mâna pe ea. Și atunci, în testarea educațională, tu, de fapt, vezi aceeași. Aceleași teorii care stau la baza și a testării psihologice. Ok, deci am luat ruta asta în urmă cu mai mult de 15 ani și m-am dus radical pe, pe ea și chiar aș spune la momentul ăsta reputația mea internațională și aproape toată activitatea mea internațională țin de testare și evaluare psihologică și educațională. Deci, da, asta fac și eu, o pasiune, într-adevăr. E un teritoriu în care pot să fii foarte bun și să împingi înainte granițele cunoașterii. E un teritoriu privilegiat, aș zice. Pe de o parte, dă șansa și unor jucători care Fiind din țări mai puțin competitive, hai okay. să zicem așa, să aibă o voce. Da. Pentru că în foarte multe domenii ale educației și ale psihologiei ți-e foarte greu să pătrunzi în lumea bună internațională venind dintr-o țară precum România, din păcate. Da? Da. Uh, dar în testarea psihologică asta a fost posibil, pentru că nu ai jucători foarte buni sau foarte reputați și nu e un domeniu neapărat foarte avansat nici în alte părți. Deci e, e pasiunea aici și într-adevăr poți să faci lucruri extraordinare nu doar la nivel local, ci și la nivel internațional. De deci ce e atât de importantă testarea? Well, uh, în condițiile uh, uh, în care la noi problemele încep de dinainte ei, cu mult... Da, sigur că da, e, e e bucla eternă oul sau găina aici, da? dar, uh -huh. dar de principiu ai zice, sigur, dacă nu ai format un anumit lucru, ce Dumnezeu testezi, nu? Asta ar fi, ai putea să frazezi dilema dat, în felul de ăsta, deci evident că problema începe înainte de testare. În același timp, dacă tu vrei să îmbunătățești ceva, evident că ar trebui să măsori acel ceva și asta e un principiu de, de management, adică unul din gurușii, de da? managementul ăsta spunea if you, don't ma if you can't measure, you can't manage. If you don't measure, you don't manage, da? uh -huh. Deci, dacă nu măsori, nu poți gestiona. Evident că dacă nu măsori, și din nou zic, poate cei care sunt interesați de educație sunt mai puțin, vre, nu știu, fermecați de această sintagmă. Dar sunt convins că toți cei care sunt în zona de management sau de business înțeleg perfect despre ce vorbesc aici. Cu siguranță. Nu poți să gestionezi o situație dacă tu nu măsori, dacă nu măsori suficient de des pentru a evalua progresul, asta înseamnă să monitorizezi progresul. Da. De fiecare uh, dată când vine vorba de educație, îmi cer scuze că te întrerup, văd cumva două entități entitatea, mă rog, care urmează să fie educată, și entitatea care își dorește ca cealaltă entitate să fie educată. Și aici apar uh, interese uh, oarecum diferite. Da, poate nu neapărat interese, dar uh, motivații, cu siguranță. Motivații, diferite. da, în da. Adică, până la urmă, toată lumea are interesul să, să ai sigur. un sistem de educație performant și elevii ar, vor, ar trebui să dorească așa ceva, fiindcă da, ei sunt rezultatul e. acestui sistem de educație, da. părinții își doresc asta pentru odrasele lor, uh, profesorii își doresc asta, fiindcă niciun profesor nu își dorește să fie parte dintr-un sistem care e cunoscut ca fiind neperformant. Adică, cu, cum îți construiești? de sine, când tu știi că ești parte într-un sistem care nu prea merge. Adică toți participanții la actul educațional ar dori să meargă în sistemul, da? dar au motivații diferite poate. E, înțeleg perfect ce spui și sincer îți zic că n-aș vrea să fiu în pielea ta pentru că intuiesc ce e în sufletul unui profesor care știe că ar putea să obțină mai mult de la studenții lui, de la elevii lui, dacă sigur întreg sistemul ar funcționa probabil mai bine. Eu sunt un profesor care n-a ajuns să predea pentru că am optat pentru o altă variantă în viață, dar în mod firesc și eu ar fi trebuit să fiu tot profesor, deci cumva îi înțeleg foarte bine. Încerc doar să-mi dau seama de unde trebuie să o apocăm și încotro să mergem. Chestia cu testarea de care povestești tu și în general toată povestea brio, mai ales prin unicitatea ei, pare o chestiune foarte bine pusă la punct. Oh, da, este... Adică măcar din punctul ăsta de vedere aș zice că e, ceva, e o construcție corectă. Construcția e foarte, foarte solidă în sensul că ea e bazată practic pe trei e un tripod, da? e bazată pe trei puncte de greutate sau de, de, de ancorare, dacă uh -huh. vrei. Da? Okay. Una e soluția științifică, adică testul efectiv și dacă vrei povestim despre sofisticarea lui și într-adevăr e o soluție științifică full proof la nivel internațional, deci este best in class. Nu? Am făcut un lucru care e oricând comparat, comparabil cu, cu sat cu gre cu GMAT-ul, cu marile teste internaționale. Și un produs uh, local. E un produs local în sensul că e 100% bazat pe programă românească uh, și pe expertiză românească în sensul că nu au scris profesori din Statele Unite ITEM. E evident că problemele de matematică au fost scrise de profesori de matematică da, din România da, și da. problemele de română la fel. Deci e adaptat programei românești, e creat în România pentru România, 100%. Dar e bazat pe tehnologie psihometrică de nivel internațional. Și spun asta de ce? Pentru că, în România, psihometria, în domeniul ăsta, al testării educaționale, nu a prins rădăcini prea mari. Adică, noi suntem acum. Noi suntem la faza la care testăm pe hârtie. Nu o să practic. zic 100 de ani în urmă, dar cu siguranță cam 60 de ani în urmă, față de ce se face în Occident, da. sau ce se face în Vestul în, în Europei și în Statele Unite și în Canada. Și, uh, și asta vedem în, în evaluările naționale și în bacalaureat și sunt este teribil de rudimentare și, uh, sigur, sunt consonante cu. Cu ceea ce știu profesorii să facă, cu ceea ce părinții așteaptă, cu ceea ce guvernanții așteaptă de la sistemul de evaluare, dar nu sunt ceea ce ar putea să fie. Da, bun. Deci, din punctul ăsta de vedere, avem un sistem foarte, foarte puternic științific la bază. Da? În plus, totul este îmbrăcat, ce, ăsta e al doilea picior al tripodului, e îmbrăcat într-o învelopă digitală, pentru că până la urmă ce vezi la brio.ro este un produs digital, care trebuie să fie prietenos și trebuie să livreze bine și rapid uh, într-o tehnologie uh, uh, scalabilă, Uh, pentru că ai sughițuri evident în acest tip de testare. Puțin copii se testează vara, uh, dar înainte de BAC și de valoarea națională, ai zeci de mii sau sute de mii de teste într-o <gântu> zi. Da? Da, deci da, da, e, da, da. Și sistemul trebuie să fie elastic, trebuie să fie scalabil ca să uh, da, 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 da. poată da, 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 uh, da, da. să facă față unui uh, astea. Sigur. da, așa. Uh, și în ultima instanță, evident, tu ai, uh, ești confruntat cu dificultatea de a crea o piață, că nu există această piață, nu există această categorie deloc. Deci totul este evident bazat pe comunicare intensivă pentru a. Explica la ce e bun. Nevoia, sigur că există și e foarte ușor înțeleasă în momentul în care explici un pic. Dar, da, ai nevoie de comunicare rezonabil de intensivă pentru a explica ce faci. Ce da. E foarte corect tot ce spui. Hai să vedem. De ce ar fi nevoie de această testare? Cine ar avea nevoie? Cine-i publicul tău țintă? Da. De fapt, toți participanții la educație beneficiază de pe urma ei. Uh, evident că persoana, test -taker persoana care e testată, e evident elevul. Da? Da. Și ce oferim noi la momentul ăsta este uh, testare la matematică și limbă română pentru elevi uh, clase al, între clasa 1 și a 12a. Deci 12 Deci, K-12 s-ar numi asta în state. Uh, și asta oferim la momentul ăsta. Deci, uh, ai zice sigur, elevii sunt un, uh, un grup țintă. Cu ce ajută pe ei? Îi ajută să-și monitorizeze progresul, îi ajută să înțeleagă ce știu foarte bine și care sunt lucrurile pe care poate nu le știu încă suficient de bine. Uh, îi ajută să se compare, dacă doresc să se compare, uh, cu alți copii de aceeași clasă și aceeași vârstă. Da? Adică, de principiu, cum mă placez într-o ierarhie teoretică de alți copii de clasa 5, -a, să zic, dacă eu sunt în clasa 5 -a și nu știu, sunt în top 10% din România, în top 20%, în lower 20%, etc. Uh, și ar mai fi câteva avantaje, dar astea sunt avantajele principale. Sigur, hai să le numeri și pe celelalte. Sunt deloc neglijabile avantaje care țin cumva de obișnuirea cu testul. O parte din. Uh, uite, hai să zic ce Spun statisticile în, în studii epidemiologice de sănătate mentală, care se uită la anxietate. Yeah, e, -am. Sunt chiar Ar, foarte curioase. Da, și avem astfel de lucruri în România. Arată că undeva la 30% din populația școlară suferă de anxietate de testare. Test anxiety, zice aceste da. povești, da? Dar știi ce înseamnă? Când suferi de anxietate de testare, asta se manifestă și e foarte ușor observabil. Se manifestă prin faptul că atunci când ești scos la tablă sau când ești pus la teză să răspunzi, da? Sau la evaluarea națională sau să la barcă, te blochezi, da? Te blochezi, te, 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 poți să te gripezi complet uh, sau mai. Puțin complet, da, într-o oarecare măsură, dar cu siguranță o să ai o performanță, fiindcă asta se reflectă asupra performanței, da? Da. într-un mod negativ. Sigur. Deci e posibil să ai. Nu e posibil, e cu siguranță vei avea o performanță suboptimă mai, mai mai mică decât ai fi putut să ai Așa. dar hai să explic ce înseamnă asta la nivel de sistem asta înseamnă că noi în mod sistematic subevaluăm 30% din populația școlară da? Aha. deci asta e o problemă pentru sistem da? ok, cum poți să o rezolvi? sigur, una din modalitățile prin care rezolvi problema asta este uh, uh, punându-i pe copiii respectivi cât mai des în situații de examinare da? astfel încât deci, să te, se pare te, ceva firesc, exact, normal te, te, te desenzitivizezi te abrutizezi o să zici I've been there I've done nu da, da, am făcut asta. Adică, da, da, mare lucru. Da, adică am mai făcut azi atâtea ori încât și uh, 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 o să spun asta actori care erau crispați în primii ani de actorie. Și, și, dar da, pot să spun eu când am văzut prima oară o cameră cu becul la roșu a prins exact, în fața mea. Da, deci, am deci, uitat și cum mă cheamă. Da, dar eu țin minte prima dată când am fost pus să predau. Uh, uh, adică m-am crispat în fața clasei, da, în fața grupei de studenți. Da, uh, și eram în situația de a învăța mai degrabă pe din afară. De și, de înțeles, am trăit și eu sentimentul da, ăsta, adică, dar eram în da, clasa 10 sau 11, eram deja în liceu. Da, deci puși în situație, pus în mod repetat în situația respectivă, te desensibilizezi, te obișnuiești cu situația, nu mai e ceva atât de deosebit, da. atât de special. În plus, un alt, un alt lucru important este familiaritatea cu itemii, familiaritatea nu doar cu situația de testare, ci cu tipul de item, cu tipul de problemă care de obicei Aha. este. Da, 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 da. Deci, faptul că exersezi și te confrunți foarte des cu povestea aia, te obișnuiește cu, a, cu, a, cu acea situație și îți dă încredere în tine. Da? Adică, știi, dacă tu în mod consistent obții un scor la testările astea, în mod consistent, da, testare după testare, ajungi foarte la un anumit nivel. Da? Așa deci, ai încredere în te, Știi că poți obține? Aia. Știi așa că e puțin probabil să obții mai mult, dar știi sigur că acel lucru l-obții, da? deci este. sunt avantaje nenumărate pentru elevi. Da, bun, ok. Dar nu vorbim doar de elevi aici, evident, hai să trecem mai departe. Aș, aș mai te aș te mai dori. aș da. mai, uh, sesiza una, știi cum e, când greșesc și sunt doar eu cu mine? Poate da, că există da. și chestia asta, că noi tre facem parte într o societate în care contează foarte mult ce spun ceilalți, ce cred ceilalți despre mine. Da? Și atunci mă testez eu. Sunt eu în fața unui ecran. Mai greșesc prima oară. Eu mă antrenez acum pentru examenul de marinărie, da? Și am mai făcut și 22 de întrebări corecte la început. Acum am ajuns la 26 din 26, dar de aici încolo poți să-ți arăt și ție. Da. Da, și, ai, da, bun. <laughs> și ai încredere în tine acum, adică ai, bă, ai făcut asta, ai, ok. și acum poate trivializăm, dar uh, aproape, dacă mulți dintre cei care ne ascultă probabil că au dat uh, uh, examen pentru permisul de șoferi. Sigur. Știi cum e, da? Intri pe DRC IPV sau cum bă îi rog, zice da, acolo, da, 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 la, da, da. pe site-ul poliției și dai teste, peste, frate, da, da, și da, da. la un moment dat ajungi la nivelul ăla la care 10 teste la rând sunt toate peste uh -huh. nivelul pe care trebuie să-l obții și brusca ai încredere în tine, Așa te duci e. altfel la examen. E, acord. după mine. Gata, da, deci, da, trebuie... am înțeles. Beneficiile elevilor Deci, sunt beneficiile clare. sunt clare. Acum, bun, o să-i beneficiile părinților. Știi, de ce beneficiază părinții? zic Aș întreba de ce beneficiază părinții, pentru că sentimentul meu e că în final ei plătesc. Sau da, cel da puțin... părinții plătesc, evident, pentru că elevii nu au bani în mână de cele mai multe ori și educația nu e. e de principiu impost consumption. Adică te duci la școala unde zic eu sau unde se vește să te duci da, da, da. și te trimi la meditație, că sigur. Da, uh, și nu sunt mulți copii care să iubească testarea știi? ajung să o iubească lucrând cu Brio fiindcă proiectul produsul e foarte uh, prietenos uh, dar sunt puțini care înainte ar zice mamă ce-mi doresc să fiu testat azi știi? Adică, da, 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 sigur, sigur okay. uh, dar odată ce-ți iese și asta ar putea să devină chiar una tu da S-ar putea să zice, abia aștept să fiu testat. Da, cu siguranță. Abia aștept, fiindcă știu ce pot. Exact. Părinții în România, din păcate, trăiesc într-un vid de informație. Nu știu cât o simți tu, mulți părinți o simt. Eu am simțit-o simț. când copilul meu era în școala. fiul în clasa a șasea, în primul semestru, ia șapte la teza de matematică. Eu știam că e bun la matematică, sau zis rezonabil de bun, nu mă așteptam la 10, dar măcar 9, 8, poate. Niciodată nu m-am dus la un profesor să-l întreb, să, întreb, să contest nota. Uh -huh. Dar vreau să-mi ajut copilul. Sigur. Uh, și vreau să știu ce a greșit ca să știu la ce să mai lucrez. Deci mă duc să întreb uh, uh, nu de ce șapte, ci ce pot face să. Uh, da, ok, unde nu știe foarte bine. Și zic, ce poate să facă mai mult? și a zis? Păi, matematică. Zic, da, da, dar ce anume matematică? Eu în, încerc să, să înțeleg care sunt acele dimensiuni cumva, acele capitole, unde, dacă vrei, unde nu a scârțe. făcut atât de bine, unde scrție. Și să uita cu ochi foarte mirat, că efectiv nu înțelegea întrebarea. Și ce păi, din culegere Și eu zic. Bine, dar ce anume din culegere? Păi, toată culegerea, domnule, ce nu înțelege. Adică era. Da, ok. Uh, uh, deci, părinții. Da, da, trăiesc în acest vid de informație. nu știu, nu știu cât de bun e. e, bun, nu e bun. Nota O pe care o ia la Vianu e comparabilă cu cât în altă parte. Da, da, da. Nota, da, e, e subiectivism, vreau să-l ajut, nu știu cât știe, cât nu știe. Am nevoie cumva de un sistem independent care să-mi spună cât știe și cât nu știe și să-mi-l compare cu alții și apoi să-mi dea și să-mi dea și un, un tablou multidimensional. Pentru că ce primești de obicei este nota și atât. Dar dacă e, e un test de clasa a, a, a șasea, să zic, da, era. Da. În cazul lui, Matematică de a șasea nu e pur, pur și simplu matematică de a șasea. Ai fracții de a șasea, mulțimi de a șasea, puteri de a șasea, da, 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 ecuații e... și inecuații de a șasea. Și de S -s -s că... și ce am observat la, la el e că nu... nu nu înțelesese bine puterile și okay. inecuațiile. Asta nu, făcea bine ecuații, nu înțelegea inecuații. Înțeleg, ălea adică, trebuiau explicate și ele mai trebuiau exersate și a ajuns după la nivelul de nou cu relativă ușurință. Da, dar da, tu nu primești informația asta. Ok, adică și testele de la, astea te ajută să înțelegi exact e adică, adică, adică produsul pentru părinte nu e testul, ci e raportul mai degrabă. Okay. Și ai un raport brio care este foarte detaliat și care îți spune clar, uite, ăsta e tabloul dimensiunilor pe care le conține matematica de a 6 sau de a 12 sau de ce anume testezi tu -test și uite cum stă, Uite cum stă la asta, la asta, la asta, la asta. Concentrează-te pe asta. Această dimensiune sau acest capitol e, e, un, e un punct care trebuie dezvoltat și este un punct în care nu prea mai merită să dezvolți. Fiindcă dacă tu ești la. Să zic 95% din populația școlară, deci ești în top 5%, efortul pentru a mai crește cu un punct este atât de mare, încât poate nu merită să te concentrezi pe zona aia. Da? Dar dacă ești în altă parte la 20%, ei, ăla ai o zonă pe care cu efort relativ redus poți să o îmbunătățești și raportul inclusiv asta îți spune. Cum poți să treci dintr-o clasă de performanță în altă clasă de performanță, cam cât timp ți-ar lua? Deci dacă te ai un punctaj de 22 la fracție, o să zic, tu poți să ajungi în clasa următoare, de deci să treci peste 40, care e clasa următoare de competență, da. în 11 ore de lucru, da? sau în 6 ore de lucru. Sau în... Deci raportul Brio e, de fapt, marele avantaj pentru uh, părinți. Uh, este, practic, un, un uh, raport, pe vremuri se făceau astfel de rapoarte psihoeducaționale. Adică părintele primea informații despre cât și cum și ce face copilul, ca să poată, evident, interveni. Pe ce ne demonstrează, cel puțin în, în urbanul mare, în România, dar nu doar, uh, istoria recentă sau mai puțin recentă, ultimele două decenii, 25 de ani poate chiar, uh, ne demonstrează că părinții iau educația propriilor copii în propriile mâini. Păi, sigur. Și vezi cât de mare este piața meditațiilor sau, mă rog, orelor remediale sau cum vrei să le spunem. Da, 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 da. da deci, uh, coșul familiei pe educație e destul de consistent. Este, este. Uh, părinții fac asta, dar da. și când lucrează cu un meditator de foarte multe ori, lucrează într-un vid de informații. Așa zic este, da. nici, nici meditatorul nu ți spune foarte clar ce se întâmplă, îți spune doar, a, e bine sau e mai, e mai bine. Sau. O da, să deci... preiau o întrebare pe care o intuiesc deja pe buzele părinților care ne ascultă. Te rog. În clipa în care ei încep să ia aceste teste, brio, cu brio, ca să zic așa, da. ar putea să fie o garanție că asta îi duce și la reușită în examenele pe care urmează să le întâmpine în viață, alea oficiale, sfârșit de clasa 8, bacalaurat, intrare la facultate. Garanții nu o, -o să-ți da nimeni. Eu e garanția faptului că vei ști ce se întâmplă. Vei ști dacă e cazul să uh, calci pe accelerație. Vei ști dacă e cazul să-l ajuți mai mult. Vei ști, uh -huh. Cel puțin vei ști de lucrurile. Deci astea. E, o Evident, e o măsurătoare și relevantă. Asta își spune, deși testarea are în sine efecte pozitive asupra învățării. Noi știm asta. Adică psihologia cognitivă aplicată în educație demonstrează lucruri. Okay. Adică testarea în sine organizează cunoștințele la un nivel superior. Îmbunătățește monitorizarea metacognitivă. And so on, and so on. Deci, simplu fapt că te testezi. Te ajută să înveți materia respectivă. Fără discuție, fără da, fără. discuție. testarea în sine e o învățare. Exact, dar dincolo de asta, acesta nu e un sistem de intervenție. Da, adică nu te, nu, te, nu te scapă de a face ore, de a merge la medicină. Fără discuție, nu, de da, dar a merge la deci E o, o garanție în ce sens. Dacă în mod sistematic a luat o anumită notă la această testare, e o garanție că atunci când merge la examen nu prea are cum să iau note mai târziu. Sigur, sigur. Da? stăpânește cunoștințele, da. începe la să fie stăpân și nivel. pe sine e, la momentul exact, testării. Exact, nu mai are emoțiile pe care le-ar fi avut da. nefiind testat atât de des și așa mai departe. Da, deci e o garanție din acest punct de vedere. Și ar mai fi evident și alte avantaje, nu vreau să mă duc la cele care îți mai degrabă minore. Altă categorie de participanți la educație, profesorii. Uh, au incredibil de multe avantaje, de fapt, uh, deși unii dintre ei s-ar putea să fie mai degrabă sceptici față de un alt fel de sistem care, uh, cu care ei n-au mai lucrat până acum, practic. Da? Adică e o noutate. Da? Uh, ar putea să-l încerce. Ar putea să-l încerce și foarte mulți îl încearcă în momentul ăsta în care sunt împinși spre zona digitală, fiindcă n-ai cum să dai testele prin zoom, da? N-ai cum și să le trimiți copilor testele, să-ți trimită rezolvările? Da, da, ai cum să le dai, dar și ei au cum să Exact, da. Le păcălească. Și, și ce e frumos la acest sistem este faptul că practic nu sunt niște teste. Adică, cu alte cuvinte, nu sunt nu e ca și cum am avea o suită de, de, nu știu, să zic, 200 de teste, fiecare cu câte 10 întrebări. Ce uh -huh. ai de fapt în spate e o bancă de item. acum Exemplific cu matematica. Da, 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 da. La matematică avem o bancă de item de peste 20.000 de probleme, da? care au fost deja calibrate pe un eșantion reprezentativ de 60.000 de copii. Da? Când se generează un test, îți adună pe baza unui algoritm anumiți item din banca respectivă. Astfel încât îți ai o imagine rotundă. Exact. La final. Da, da, uite care e avantajul. Dacă tu dai din nou testul mâine, tu nu poți să folosești același test. Pentru că tu deja cunoști itemii respectiv. Sigur. Da? da? Bun, ok. Dar tu o să primești niște itemi, niște probleme care sunt perfect echivalente cu problemele din testul anterior. Dar diferite. Dar diferite. Sigur. Sunt perfect echivalente în sensul că prima problemă pe care o primești este similară ca nivel de dificultate cu prima problemă din celălalt. Test. Și, da, a doua da, la, fel, și la fel, da, și a la fel. Sau dacă testezi 30 de copii în același timp, fiecare dintre 30 primesc alt test. Dar cele 30 de teste sunt perfect echivalente. Da? Deci nu pot copia unul de la altul. Sigur, deci, sigur. Îți dai seama de fapt cât de mult îți ușurează de fapt testarea. Uh, Uite ce spun statisticile, nu doar ale noastre, că sunt statistici publice astea. Uh, profesorul mediu de gimnaziu uh, din România uh, uh, cheltuie, să zic așa, 14 ore pe săptămână relaționat cu evaluarea. Deci, scriind, inventând probleme sau copiindu-le din colegeri sau da, de deci scriind testul, administrând testul și scorând testul și dând feedback pe testul, ăla, pe testul de la clasă, pe teză sau 14 ore pe săptămână înseamnă, hai să, să refrazez ca să o punem în context. 40 de ore are săptămâna, ore Sigur. lucrătoare. 14 din 40 înseamnă puțin mai mult de o treime. Deci puțin mai mult de o treime din timpul lor util pe care ar putea să-l investească în a lucra cu copii, e de fapt e de fapt investit în, în evaluare. Și ce-ți dăm brio e de fapt one click away. Cu un sistem super performant, variat, prietenos față de copii. Trebuie să reprezintă un model în general pentru învățământ. Exact. Și care la sfârșit îți dă un raport pe care te, te poți baza cu încredere. Care te poate ajuta nu doar în munca ta ca profesor, te poate ajuta în relația ta cu părintele. fiindcă foarte mulți profesori se plâng de relații, nu tocmai armonioase cu părinții. Da? Uh, sigur, sunt foarte mulți părinți agresivi care vin să conteste ceea ce face profesorul, dar și, și părinții care nu sunt agresivi. Sunt mai degrabă teribil de mulți uh, uh, părinți care sunt. Uh, nu știu cum să să, să frazez asta, sunt uh, uh, cumva blaze așa, față de educație, dar nu vin la ședințe, nu participă la actul educațional. Da, da, da. Ok, și, și mulți profesori se plâng din cauza asta. Adică, aș vrea să mai treacă tu pe la școală să-i zic cum faci și ce faci, da. că e important să știe. Și, ok, deci raportul ăsta este și Cum ziceam și anterior Un instrument psihoeducațional E un instrument prin care Părintele și profe profesorul Poate să interacționeze cu părintele Uite, îți dau ceva scris Despre ce face copilul tău Și ce face bine Și ce nu face bine Și hai împreună să lucrăm Pentru a-l face mai bun Deci sunt nenumărate avantaje Și pentru profesori Dincolo de timpul pe care Le economisez, Îi face pe ei Să fie participanți La acest ecosisteme digital De educație Înspre care în mod evident Ne îndreptăm adică... Așa sperăm cu toții Da Așa sperăm cu toții. De curiozitate, cum a reacționat publicul țintă până acum la Brio? Uh, parțial cu entuziasm. Câtă istorie are uh, aplicația? Uh, noi, noi am început să lucrăm acum 5 ani și am investit primii 3-4 ani chiar în dezvoltarea produsului științific, fiindcă uh, 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 e, e teribil de consumator de resurse, de am timp și. da, Deci, gândește, numai să scrii 20.000 de item și să-i da, să să pilotezi să și, și să-i pilotez să calibrezi și să testezi 60.000 de copii ca să-i calibrezi. Și, uh, dar noi suntem on-air, ca să zic, așa de anul trecut uh -huh. din 2019 și uh, sentimentul nostru sigur în continuare foarte multă lume nu ne cunoștea la momentul ăla și în continuare nu ne știu mulți deși de se știe mult de, de se știe mult mai mult despre noi da. uh, uh, dar din acei oameni care au auzit despre, despre noi uh, uh, reacția preponderent a fost entuziasmul. Cred și eu. Da, adică yeah, unde vă ascundeați fraților până acum, că atâta da, da, nevoie de voi. Totul pare absolut da. ok, inclusiv da. numele ajută foarte mult, dacă Ei, mă întrebi da, pe mine. Da, pentru că e o echipă cu competențe extraordinare. Nu e startup-ul clasic. Un startup clasic în tehnologie da. arată, de obicei, sunt niște, sunt tineri, Poate încă studenți sau proaspeți absolvenți da? care au o idee năstrușnică, lucrează, iau zero experiență în business, zero da, da, da. experiență în, și în ce dintr-un garaj și dintr -un lumea lumea sau dintr-o mansardă și rup lumea da. în două și da. uneori reușesc și da. de foarte multe ori se dau cu fundul da, de pământ. Da. Aici apă e pare da, că da. e cu specialiști de la un cap la Exact. Altul. Adică tu mai acum pe mine aici și discutăm de specialitatea mea în psihometrie și în măsurare educațională, dar toată echipa e așa. Da. Da? Adică cei care au creat naming-ul și brand-ul întreg și de, nimeni mai mai mic decât brandian au făcut acest lucru. Ah, deci da. practic și acolo te-ai dus-o la high-end. Da, high da, end. da, da. evident, adică noi am atras... am atras The ultimate în... sophistication, ca să zic Exact, așa. adică best in class. Absolut. Cine e? Adică, uite, cine ne-a evaluat, de exemplu, toți itemii de matematică au fost evaluați, au fost vetit, da, au fost auditați de gazeta matematică. Deci da, da, am da, zis, da. ok, cel mai înalt nivel, nivel peste tot. Exact. Repere, da, adică, ca să spunem așa. Pe, pe, română lucrăm la un test, se va numi testul standard de limbă română, e un test pentru adulți, dar de, de, literacy, De, de alfabetizare, de da, înțelegerea uh mm -hmm. române și lucrăm cu Institutul de Lingvistică al Academiei, Iorgu Iordan, al Rosetti. Deci, Lucrurile sunt foarte best in class. Și... Da, Nici nu mă gândeam că e ceva făcut la voia întâmplării să-ți o zic pe aia dreaptă. da, da, deci de-aia brandul e atât de frumos și de, de adecvat. Fără discuție. Lumea a reacționat plăcut, oamenii au început, da. cei care au auzit da, foarte mult entuziasm, am avut și prudență pe alocuri, da. da. Așa cum ziceam la un moment dat, ceva mai devreme, nu există această categorie. Și când cineva îți spune, uite, a apărut o chestie nouă, dar până acum niciodată n-a existat. ne de neamul tău, n-a știut că există așa ceva. Sigur. Oare avem nevoie de ea? Oare e și o amenințare acolo? Oare. Da. Aici, în ceea ce privește sistemul de învățământ, da, mă gândesc că e ușor circumspect, pentru că se deschide o paradigmă nouă, practic, odată cu genul sa de testare. Da. Dacă ea ar fi aplicată genul de testare în, în mod normal peste tot în învățământ, adică dacă ar dispărea orice altă formă de testare de tip vechi, hârtie, subiectivism și așa mai departe, și totul ar fi standardizat, totul ar fi digital, totul ar fi la, cum să zic, la, la distanță de un clic, cum da, acum da. a devenit expresia asta aproape că nu, 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 nici emoții nu ne mai trezește, dar e o realitate în spatele așa. ei. Acolo, da, mă gândesc. La public, cumva, cred că oamenii, poate doar de în zona asta de confort, poate doar să aibă frică de nou, o chestie, un fel de nu știi ce, da. Da, apoi, sigur, tu ai o populație școlară de. sau de vârstă școlară, hai să zic așa, de cam 3 milioane de copii în România și scade, nu vertiginos, dar scade și se va, probabil se va opri undeva la 2 2.600 de genul. Să ține cumva de descreșterea demografică. Da, și, da, 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 Ok, da, uh, 3 milioane și uh, evident că o, o parte din acești copii nu au acces la sisteme în general, nu doar la acest sistem, dar la Sigur. sisteme în general, pentru că el e monetizat. Noi am avut proiecte foarte faine care vin dintr-o dintr zonă de CSR, de Corporate Social Responsibility, în care corporații care investesc în educație au sponsorizat accesul la testele Brio pentru categorii care altfel nu ar fi avut da, acces frumos. la ele. Da? Dar cu siguranță că vezi mai degrabă atunci când nu-ți permiți un sistem, probabil că îți găsești și motive pentru care nu-l vrei. Da? Și atunci vezi asta, adică exact aceiași părinți care uh, știu că copiilor au nevoie de ajutor și au nevoie de educație, aceia sunt părinții care accesează toate aceste lucruri da? și care discuție, evident da. sunt entuziași față da, de vreo. Da, da, da. Dar ai și o categorie de oameni care se uită cu un ochi așa foarte Ah, da, oare ce -ar, ce ar fi acolo, oare... Da, da. Întotdeauna se întâmplă așa, ai early adopters. Sigur, sigur investitorii? Da! Noi am avut discuții repetate. Acum, sigur, noi am avut și niște angel investors și unul din ei, trebuie să le evoc și le voc de fiecare dată, a fost mentorul meu profesional, Tom Oakland și unul din părinții testării educaționale la nivel internațional. El din păcate a murit într-un mod tragic acum patru ani și era deja foarte în vârstă un, un om absolut admirabil și foarte reputat și el a fost primul nostru angel investor. El e de fapt cel care mi-a dat ideea și impulsul pentru a face asta în România. Uh, și am mai avut discuții cu investitori în mod special de, de când cu pandemia totul fierbe în EdTech. Deci, tot ce ține de tehnologie și educație e, e, e o vânzoleală teribilă, pentru că, uh, brusc, ne dăm seama că acolo e o piață, unde nimeni nu vedea o piață până acum, uh, și sunt câteva, nu foarte multe, business care sunt pregătite să beneficieze de acest avantaj, da? și a, de, acest, de această conjunctură favorabilă. Uh, și am fost contactați în mod direct de, de fonduri de investiții, am contactat noi la nostru altele. Uh, uh, din nou, văd foarte mult entuziasm acolo. Pentru că e evident. Că e o piață care încă nu este ocupată. Deci speranțe sunt. Eu te-am simțit a, a, aproape, optimist de la primele, primele cuvinte, dar cred că e dincolo de faptul că tu vezi jumătatea plina paharului. Da, poate sunt eu excesiv de optimist că e, e trăsătură de personalitate la mine, da? optimist dispozițional Și nici eu da, nu pot să da, încurc da, e. pentru că sunt în aceeași barcă. Vine din mai multe zone optimismul ăsta. Pe de o parte e și diferența, e o glumiță acum, diferența dintre optimiști și pesimist Știi că Se zice de multe ori că pesimistul e tot un negativist și ce, băi, e atât de rău, mai rău de atâta nu se poate. Și optimistul zice, Ba se poate, ba poate, Ok, uh, da. Da, eu sunt acum optimist și zic băi nu se poate că suntem, you're down at the bottom of the well, da? ești jos pe fundul fântânii, nu poți decât să urci. Uh, deci trebuie să vină momentul ăla în care în România începem din nou să urcăm și există și partea asta de, de serviciu în, în, slujba națiunii, adică nu o facem doar pentru noi. E tipul ăla de business care îmbină, sunt foarte puține astfel de businessuri care îmbină partea financiară, partea de business, profitul, profitabilitatea, care e imposibil să, să nu iasă și e imposibil să nu o vezi, cu, cu scopul social lembină și de acolo îmi trag optimismul și din faptul că e evident că o să mergem în sus, nu se mai poate da? deci până la urmă și de ce spun asta sunt mult prea multe forțe care acum împing cumva la educația românească într-o parte, în altă parte, toate în sus da? nimeni în jos Bun. în al doilea rând, văd că de, de optimiști sunt, sunt investitorii cu care discutăm sau potențial investitori cu care discutăm în al treilea rând văd, văd faza în care noi am ajuns adică noi nu am, nu am încercat încă, noi ne considerăm considerăm un startup în, în pre-revenue stage. Noi am încercat încă să generăm uh, venituri. Uh, am experimentat mai degrabă cu diverse forme de abonament, cu diverse forme de monetizare înainte să ajungem la abonamente, decât și vedem că avem deja un revenue stream deloc neglijabil, fără vreodată să fi țintit să-l avem în această fază a businessului. Da, deci ăsta deci, e cel mai bun semn. Da, de că semne, sunt teribil de multe semne care spun, ha, e imposibil să nu ai succes. Vă invit să nu uitați să vă abonați la BT Talks pe Apple Podcast, pe Google Podcast sau Spotify pentru că inevitabil urmează și alte episoade cel puțin la fel de relevante. Îi mulțumesc foarte mult lui Dragoș Iliescu pentru întâlnirea noastră de astăzi și sper să ne vedem cu brio și data viitoare, pentru că întotdeauna în ceea ce privește educația simt că va exista o data viitoare. Mulțumesc și eu foarte mult, Andy.